2 Petru, capitolul 3, de la versetul 9 la versetul 13, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1198. 2 Petru, capitolul 3, începem citirea cu versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni a trebuit să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor feri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Apostolul Petru, călăuzit de Duhul Sfânt, vine și spune că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Dacă n-a venit astăzi la amiază, El a întârziat momentul acesta și a amânat puțin momentul acesta cu un scop bine definit. Ca cei care sunt credincioși, care sunt creștini, de orice nuanță ar fi, ei pot să facă ceva ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Nu uitați, Dumnezeu la vremea potrivită pentru noi a făcut totul ca noi să putem fi salvați. A avut un singur fiu de aceeași natură și esență cu el, cu el, coetern cu Tatăl nostru și la vremea potrivită l-a trimis în lumea noastră. El a murit pentru noi și ale noastre păcate și singurul mod în care noi putem accesa jertfa Lui mântuitoare este prin credință în Iisus Hristos și prin pocăință. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ori Dumnezeu a dăruit totul, dar Dumnezeu nu se poate pocăi în locul nostru. Dumnezeu nu se poate smeri în locul nostru. Din pricina aceasta, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, ci așteaptă și în seara aceasta ca eu și tu să ne pocăim. Doamne ajută! Evanghelia are putere să ne îndemne spre pocăință, să ne arate locurile în care trebuie să ne pocăim și să stăm în prezența Domnului. Apoi apostolul Petru vine și spune că pământul de la ora actuală va trece. Oricum, hidrocarburile se termine, toată criza aceasta energetică în jurul acestor lucruri. Oricum, la momentul actual, miliardarii lumii tot cercetează spațiu, poate găsesc undeva unde să ne mutăm, caută apă pe Marte, să ne mutăm de pe pământul ăsta care oricum e golit de toate resursele. Dar pământul care se strică, se deteriorează, pe măsură ce trece, lucrurile au tensiune în lumea aceasta, pământul acesta cu tot ce este pe el, oricum, este sortit pierzării și focului. Și între lumea aceasta care va trece și atitudinea pe care o avem noi, Dumnezeu mai spune ceva, noi creștinii așteptăm oricând un cer nou și un pământ nou, slăvit să fie Domnul. E pregătit undeva. Și apostolul vine și ne readuce aminte, dacă pământul pe care stăm noi va trece, corpurile cerești se vor topi de marea căldură, banii pe care am agonisit noi vor arde din numai numai. Casele noastre vor dispărea în negura istoriei. Toate diplomele noastre se vor duce. Este un cer nou și un pământ nou care ne așteaptă. Numai că El pune o întrebare. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi să vă calificați pentru lumea aceea? Că toți ne dorim care trăim în lumea asta să ajungem și în lumea nouă. Și în cerul ăla nou și pământul ăla nou, unde moarte nu va mai fi, unde virus nu va mai fi, unde oameni răi nu vor mai fi, toți dorim să ajungem acolo. Numai că Petru vine și ridică o întrebare, ce calități ar trebui să aveți ca să ajungeți acolo? Vreau să aduc puțin mai aproape de dumneavoastră sărbătorile nașterii Domnului și să vă vorbesc despre câteva atitudini pe care le-au avut anumiți oameni în preajma primei veniri a Domnului Iisus Hristos când s-a născut prin Sfânta Fecioară Maria. Atitudini pe care Duhul Sfânt le-a găsit vrednice să le noteze pe paginile Sfintelor Scripturi și atitudini pe care Domnul dorește să le regăsească când va veni să-și ia biserica să o ducă în cerul nou și în pământul nou. Prima atitudine pe care aș vrea să o verificați dacă o aveți este atitudinea celor ce verifică tot ce văd și tot ce aud pe baza Scripturilor. Sfânta Scriptură ne spune că în jurul Betleemului erau niște ciobani, niște păstori, care stăteau de pază împrejurul turmei lor. Și la un moment dat, un înger s-a materializat. Aș vrea să vă spun că lumea noastră pe care o vedem noi, un spectru nostru vizual, cuprinde doar anumite elemente. Știm sigur că în locul acesta există cam tot atâția îngeri cât suntem și noi aici, dar mai mulți.
Fiecare om are un înger al lui care notează gândurile, care notează dacă o cântat, dacă notează dacă o spus când o termina corul, Domnul să vă binecuvinteze, notează tot. Acolo toate astea te voi întâlni. Ei, îngerul ăla e în zonă aici. Dar el n-are voie să materializeze. Pentru că mântuirea Dumnezeu nu dorește să ne o dea când e frică de un înger, când e frică de o lume nevăzută. Îngerii aceștia se materializează, adică intră în spectrul nostru vizual doar la porunca Domnului cu niște misiuni precise. Și iată că păstorii ăștia, stând de strajă în jurul turmelor, s-a materializat un înger. Bineînțeles că s-au speriat de groază, cum s-ar întâmpla cu fiecare dintre noi. Și îngerul spune, nu vă temeți că vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. E foarte interesant pentru cei care au terminat fizica sau alte științe. Știți că noi trăim într-o lume tridimensională, pământul ăsta, în spațiu, timp și materie. Totul este pe vectori ăștia. Dumnezeu locuiește într-o altă dimensiune numită veșnicie. Din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Dar noi suntem legați de spațiu, timp și materie. Când Dumnezeu din veșnicie a dorit să intre în lumea noastră, a trebuit să intre în vectori ăștia. Și de aceea aici se prezintă unor ciobani niște noțiuni de fizică. Astăzi, care înseamnă timp, în cetatea lui David, care înseamnă spațiu, vi s-a născut, care înseamnă materie, un mântuitor. Slăvit să fie Domnul! Probabil mesajul acesta a fost adresat direct îngerilor, dar să prindă și ceilalți că Dumnezeu în veșnicie a intrat în lumea noastră. După care, împreună cu îngerul care a dus vestea asta bună, s-au mai materializat un cor de îngeri. Și din câte știu eu, ciobanii singurii care au auzit corul ăla de îngeri. Dacă un cor de pe pământ, după atâta repetiție, scoate o asemenea armonie și o asemenea frumusețe, stau să mă gândesc oare ce armonie o fi avut corul ăla de îngeri, ce note o fi cântat ei. Oricum, ciobanii au știut, nu Sinedriul din Ierusalim, nu Senatul de la Roma, și ciobanii ei au ascultat corul de îngeri, după care corul a plecat să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Probabil după ce s-a terminat cântarea, ciobanii încă tremurau, că au văzut îngerii aia și au auzit cântarea aceea frumoasă, înălțătoare. Și m-aș fi așteptat ca șeful ciobanilor să le spună, băi, dacă îngerul ăsta ne spune că în cetatea asta de lângă noi, Betleem, s-a născut un băiețel, păi băiețel, vei. Și dacă a spus că băiețelul acesta este înfășat și pus într-o iesle și nu într-un leagăn sau într-un landou, păi să știi că acolo e pus, noi îi verificăm pe îngeri. Dar îngerii le-au sugerat lucrul ăsta. Îl veți găsi înfășurat în scutece și culcat într-o? Le sugerează, nu vă luați după ce vă spunem noi. Verificați? Și atenție ce spune Sfânta Scriptură și dați-mi voie să vă citesc lucrul acesta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca capitolul 2 de la versetul 15. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Tot cei ce l-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai după cum li se spuseseră. De ce se bucurau ei așa tare? Au verificat ce auziseră și văzuseră și erau întocmai. Stimații mei, păstorii au verificat. Tot în preajma acestor evenimente vin din răsărit câteva celebrități. Că nu erau oameni de rând. Biblia spune de magi. Ei nu erau astrologi, ci astronomi. Oamenii aceștia au bătut drumul din răsăritul îndepărtat și erau cunoscuți la vremea aceea. Au oprit la poarta lui Irod. Un împărat nu tocmai blajin, așa. Și-au murit o soție, și-au murit niște copii, pentru că a bănuit că vor să ia tronul. Deci el prima dată stăia capul și după aia se interesa ce ai dorit tu. Exact. Și uite că la poarta lui se opresc niște oameni care îi pun o întrebare bulversantă, și anume, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? M-aș fi așteptat ca Irod, cum era lui temperamentul, să spună, băieți, dispăreți din zonă cât încă mai trăiți.
Pentru că nu veniți voi cu chestii de astea la mine acum. Dar Irod știa cu cine stă de vorbă. Știa că ăștia nu bat drumul degeaba. Știa că ăștia sunt niște personalități ale lumii lui. Nu trecute sau viitoare. Ăștia sunt personalități. Ca atare s-o dus repede și o aduna pe preoți. De ce? Pentru că întrebarea nu era pentru palat. Întrebarea aia care o pus oamenii aceștia a bulversat și pe Irod și tot Ierusalimul, cu tot cu preoți în el. De ce? Întrebarea aia era așa, unde este împăratul de curând? Ori toți cei ce au ajuns împărați, prima dată au fost prinți. Niciodată nu se naște cineva împărat. El se naște copilul împăratului și se numește prinț sau prințesă. Dacă taicu moare, ajunge împărat. Dacă taicu abdică, ajunge împărat. Dar el nu-i împărat din naștere, nu-i. Singurul care s-a născut împărat din naștere și a avut o stea specială care i-a pus pe drum pe ăștia, este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. De-aia Irodul a adunat imediat pe preoți și nu ministrul de externe. Preoții, veniți încoace. Unde ar fi trebuit să nască Mesia, că e singurul care se naște împărat? Și ăștia îi spun simplu, îi dau citatul exact din Scriptură. În Betleemul din Iudeea, căci asta ce zice profetul. Și vine și le dă răspunsul la oamenii ăștia. Acum vă pun o întrebare de, așa, de logică. Bine, tot Ierusalimul s-a turbulat din cauza acestei întrebări. Preoții erau în Ierusalim. Dintr-o dată îl văd pe Irod, care nu era un tip religios. Nu era un tip religios. Vine și întreabă pe ei, păi unde ar fi trebuit să nască Mesia? Ăștia nu fac legătura între întrebarea aceea bulversantă și străinii ăia care au venit la Irod și au pus întrebarea. Bun, au dat răspunsul corect. Câți dintre preoți au verificat informația asta? Bun, nu o verifică ei, că nu se pune pe drumuri. Dar au aproz, care fac treburile și mai murdare, așa, îi trimit în misiuni, de care ei nu-și mânjesc mâinile. Câți aproz au trimis să verifică? Băi, au venit niște străini prin cetatea noastră, prin zona asta noastră. Ia vedeți unde intră, ce cumpără, ce beau, ce mănâncă, pe unde se închină, în care casă poposesc. Dați-ne raportul. Au trimis vreun om să verifice toată informația asta? Nu. Știți de ce? Cum credem noi, așa e bine. În timpul lor s-a născut mântuirea, în timpul lor a trăit mântuirea Iisus Hristos, în timpul lor Iisus Hristos a desăvârșit mântuirea lumii și ei au rămas nemântuiți, că au zis că știu. Știți câteodată ne apropiem de Scripturi? Că știm? Așa am prins de la bunicul, așa cred eu și așa știu eu. Dar iubitul meu, cu ce verifici informațiile care le auzi și le vezi? La un moment dat, îmi trebuie pe lângă casă o grindă de 3 metri. Și mă duc în piață unde se vinde cherestea și grindă și spun la vânzătorul de acolo, domnule, îmi trebuie o grindă de 3 metri, dar dumneatale aici văd că ți-o mai rămas o grindă, dar după mine are 2,80 metri. El îmi spune, nu domnule, are 3,20 metri, scuză-mă, îți mai dau și 20 cm în plus. Nu mă plătești-mi tot așa. Eu îi spun, nu domnule, are 2,80 metri după mine, nu are cum să aibă 3 metri. Bine, noi ne putem certa până seara cu cât-i grinda lui. Dar apare cineva la un moment dat și rezolvă problema cu un metru. Cu un metru, care e etalonul lungimilor. Și măsoară și constată că grinda lui are 2,90 metri. Cine are dreptate? Eu, care spuneam că are 2,80 metri? Sau el, care spunea că are 3,20 metri? Metru. Metru ne spune etalonul. La greutăți există kilogramul, la toate lucrurile, la litraj, există litru și așa mai departe. Există un etalon. Din punct de vedere spiritual, Dumnezeu ne-a trimis un etalon după care verificăm lucrurile spirituale. Și ăla-i cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De aceea apostolul Pavel spunea, nu treceți peste ce este? Bineînțeles că noi, băi, dar de ce are? Cum? Măi, există un etalon în lumea aceasta. Îmi place tare mult când citesc în Scriptură că apostolul Pavel, care a fost chemat la mântuire personal de Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, care a plecat în pustia Arabiei și a avut descoperită Evanghelia, pe care a pus-o alături de Evanghelia predicată de ceilalți sfinți apostoli, au constatat că aceeași Evanghelie, sub aceeași inspirație, într-o zi au ajuns în Berea. Și doctorul Luca, care scrie Cartea Faptelor Apostolilor, vine și ne prezintă de Iudeia aceea din Berea. Și cuvântul Domnului spune în Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 11, în felul următor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este
Băi, dar ăsta e Pavel, măi. Ăsta a fost răpit până la al treilea cer, băi. Pe ăsta l-a chemat personal, pe Domnul Iisus, tu în fiecare zi îl verifici pe Pavel? Da. Și în loc să spună că avea o inimă neîncrezătoare, circumspectă, avea o inimă mai aleasă, pentru că puneau etalonul pe fiecare predică. O fi predicat fratele Virgil la seară bine, dar etalonul e și în seara asta. Doamne ajută! Verifici și auzi și ce vezi cu Scripturile? Nu m-a ascultat pe mine. Nu a ascultat pe un pastor, un preot, un proroc sau ce este. Verifică-l cu Scripturile. Verifică-i viața. Pe prorocii mincinoși, spune Scriptura, îi veți cunoaște după roade. El vorbește bine, el zâmbește languros. Dar verifică, e în rânduială cu familia? E în rânduială cu lucrarea? Dacă nu e în rânduială, pune etalonul pe el și degeaba să dă el de 2 metri înălțime dacă are numai 1,50. Ori v-aș ruga tare mult, frații mei, verificați, nu vă luați după ce spun alții. Totdeauna cuvântul lui Dumnezeu, ce este scris în Biblie? De aceea este importantă prima atitudine. Unul dintre pericolele cele mai mari pe care le avem în toate domeniile este să fim înșelați. Când s-au adunat apostolii împrejurul Domnului Iisus și Domnul Iisus le spunea despre vremea sfârșitului, vremea războaielor, vremea ciumilor, vremea pe care o trăim noi. Și îi spuneau, Doamne, când se va întâmpla? Domnul nu le spune, fiți atenți, calea vin și așa, nu, nu, nu. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Păi dar cum nu-i suficient că avem virus, noi? Nu-i suficient că e război în Ucraina și China vrea să înceapă iar război? Nu-i suficient, nu, nu. Voi băgați de seamă să nu vă înșele cineva, că vin toți cu tot felul de măsuri. Voi aveți etalonul Scripturilor. Doamne ajută! De-aia e important să știi Biblia. De-aia e important să știi de ce te rogi împreună. Este scris în Biblie. Și-au ridicat glasul toți împreună. De-aia e important să cunoști că mântuirea e doar prin Iisus Hristos, Domnul nostru. De-aia e important. Am acoperire la lucrul acesta? Se găsește corespondent în Biblie prima categorie de oameni pe care Dumnezeu vrea să-i găsească la venirea lui și îi va găsi sunt cei care sunt treji, veghează și au etalonul la ei. Nu se pune problema ce vrea președintele Comisiei Europene, nu se pune problema ce vrea președintele Austriei sau României. Ce spune Scriptura în domeniul ăsta? Ce spune? Ce spune Scriptura despre divorț? Ce spune Scriptura despre recăsătorire? Ce spune Scriptura despre iubirea frățească? Ce spune Scriptura despre împăcarea între frați? Și după Scriptură mă iau. Amin. Chiar dacă teodată mi-e greu, chiar dacă teodată e dificil, dar vreau să mă iau de obicei. Noi toți greșim. Câteodată zicem că avem mai mult sau avem mai puțin, dar e important să ne pocăim și să mergem după Scriptură. Amin. A doua categorie, dacă ai verificat ce cere Dumnezeu, dacă ai verificat măsura lui Dumnezeu, a doua categorie de oameni sunt cei care sunt dispuși să asculte chiar dacă asta costă. Chiar dacă asta costă. De obicei, pocăința, smerenia ne costă pe noi. De obicei vom avea împotrivitori la lucrul acesta. Acum, să vă dau un exemplu tot de la nașterea Domnului Iisus. După unii teologi, Maria avea vârsta de 17 ani. După alții, studiind mai atent vremurile în care se căsătoreau fetele, avea ca 15 ani. Deci, o copilă. Copila aceasta, ca orice fată, dorea ca în dreptul ei să se oprească un băiat cu minte și neprihănit. Și Scriptura o surprinde pe Maria că s-a logodit cu un om neprihănit, cu un tânăr numit Iosif. E foarte bine să existe lucrul ăsta. De foarte multe ori ne uităm în comunitățile noastre cum la slujbele de botez, fete și băieți intră în apa botezului și îl primesc pe Domnul Iisus. Ne bucurăm grozav, grozav ce ne mai bucurăm, pentru că s-au botezat. Dar după aceea nu mai par rugăciuni pentru ei. Nu mai apar. Sunt fete în adunare, băieți în adunare, au dubiile astea, măi, cu cine să mă căsătoresc ca să fie totuși bine? Își poartă lupta singur, mai părinții mai stau pe lângă ei, dar n-auzi rugăciuni de genul ăsta, Doamne, mulțumim că s-au întors la Tine. Acum Te rog, călăuzește prin Duhul Sfânt spre cea sau spre cel cu care să-și ducă mântuirea și slujba până la capăt. Nu mai auzim de genul ăsta. Știți că o grămadă de fete se simt abandonate? Știți că o grămadă de băieți, chiar dacă arată el bine sau așa, se simt abandonați de biserică? Ar dori să găsească o cale în viață. Ar dori să meargă pe un drum bun. Ar dori niciodată el în familia lui pe care o închega să n-aibă parte de probleme. Și are nevoie de călăuzire, se teme de pasul acesta. Biserica nu are asemenea rugăciuni. V-aș îndemna tare mult să le mai faceți. Doamne ajută!
cei care sunteți părinți și aveți, mai trimiteți bilete în față și cu subiectul ăsta. Să vedeți că va fi și o rugăciune mai înflăcărată cu ajutorul Domnului. Ei, Maria și-a rezolvat problema aceasta prin faptul că în dreptul ei s-a oprit Iosif. La ce se gândește o fată tânără care tocmai s-a logodit cu un băiat? Se gândește la ziua anunții. Se gândește la momentul acela când împreună cu mirele ei, cu Iosif, cu rabinul, cu invitații, cu părinții, vor avea o nuntă, cum se făcea în vremea respectivă. Se gândește cum să asorteze lucrurile, se gândește cine să cânte, de multe ori foarte multe mirese, se gândește cum să asorteze șervețelele cu perdelele din localul respectiv, o grămadă de idei la care Mirli n-are grijă asta să vadă cum o să, pentru el șervețelele sunt celelalte detalii neimportante, dar ea se gândește la lucrurile astea și dintr-o dată un înger al Domnului, parcă n-are unde ateriza, vine lângă ea, îi se prezintă, spune sunt îngerul Gavril, vin direct de la Dumnezeu cu un mesaj. Probabil Maria se gândea că pe lângă oamenii care vor fi invitați la nunta ei, vor venea îngeri care se vor materializa acolo și va fi ceva grozav măreț. Numai că îngerul continuă să spune, este aleasă între femei ca din tine să se nască Mesia, Shilo, promisiunea de demult. Și Maria oarecum așa îi spune, știi, indiferent cum ar fi, n-are cum să se nască din mine pentru că eu nu cunosc niciun bănat, nici măcar pe Iosif. Nu cunosc. Și atunci îi explică tehnic îngerul, puterea celui preanalt te va umbri și ceea ce se va zămisli în tine va fi de la cel preanalt. Deci cu alte cuvinte îngerul vine și spune, tu vei rămâne însărcinată înainte de vreme, nu va mai fi nuntă, se va anula totul ca mântuirea lui Virgil Neagu să apară în lume înainte ca să nască el. Și aici încadrați-vă și voi. Și m-aș fi așteptat ca fata asta să facă ce fac o grămadă de mirese de-a noastră. Măi fată, ești mireasă duminică. Te rog frumos, ajută-ne să stăm capul sus. Ajută-ne să ne rugăm pentru tine. Ajută-ne să spunem, Doamne, binecuvinte. Nu, frate, asta e nunta mea și eu fac ce vreau. Chiar dacă stați toți cu capurile jos, eu vin cum vreau eu, că e nunta mea. M-aș fi aștepta ca Maria să aibă aceeași idei. Și spune, băi, îngerule, du-te tu înapoi, du-te tu înapoi, caută pe alta, că eu deja am stabilit asorteurile, tot fain, cum trebuie să aibă loc nunta, vii tu și îmi strici nunta, acum că spui că prin mine se va naște Mesia Shilo. Caut alt client în domeniul ăsta. Dar îngerul rămâne lângă ea. Și atenție, m-aș fi așteptat ca îngerul să spună următoarele lucruri, frații mei. Maria, tu ești o fată tânără. Tu ai un logodnic. Tu ai niște părinți. Tu ai un rabin. Uite, eu mă duc 3 luni de zile, fă și dinții cu ăștia. Spun-le ce ți-am propus eu din partea lui Dumnezeu, că mântuirea trebuie să vină în lumea asta. Trebuie să vină. Spune-le. Și după 3 luni de zile vin să iau răspunsul. Frații mei, o plecat? Nu. Stă lângă fata aia ca mântuirea să intre în lumea noastră, mântuirea ta și mântuirea mea. Și în timp ce stă lângă fata aia, fata aceea care își dă seama ce cere Dumnezeu spune foarte simplu, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvântul tău. Și așa mântuirea mea a luat ființă, slăvit să fie Domnul. Bine, în seara asta Dumnezeu vine în dreptul tău și spune, te-am chemat în locul ăsta să-ți arăt că pocăința e din partea mea. Și tu spui, da, a câta oară îmi vorbește Dumnezeu? A câta oară? Din nou cred că o să plec fără să iau o decizie în domeniu. Că Dumnezeu întârzie în împlinirea Lui, tocmai de asta, că mă așteaptă pe mine la pocăință. Cât îți ia să iei o decizie? Îți vorbește Dumnezeu de foarte multă vreme să mai lași din moștenirea pe care o ai de la părinții tăi, că e scandal între tine și cumnații tăi. Îți mai spune, mai lasă că te-a binecuvântat Dumnezeu în Austria cu tot ce-ți trebuiește. Cât îți ia ca să rezolvi problema asta? Cât îți ia? Că noi vorbim, domnule, pocăința trebuie trăită. Bun, dar numai de alții, din noi nu trebuie trăită? La nivelul nostru, deciziile nu trebuie luate urgent într-o pocăință și îndreptare? Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Așa a pătruns mântuirea în lume. Mai există un aspect aici, pentru că de foarte multe ori Scriptura tocmai asta ne învață. M-aș fi așteptat după ce îngerul a luat răspunsul afirmativ al lui Maria, ca să nu mai există nuntă, ca ea înainte de vreme să se afle însărcinată de la Duhul Sfânt, îngerul ăsta să fugă rapid la Iosif, la omul ăla neprihănit. Și spune, băi Iosif, dacă tu o să o vezi pe Maria, că se mai rotunjește, mai capătă proporții, mai se deformează așa, să nu te sperii, băi, să nu te sperii, că e ceva de la Duhul Sfânt, e ceva unic în istorie, e profețit în Biblie. Nu se duce îngerul la Iosif. De ce? Ca să arate bărbaților din adunare de la Emanuel cam cum se poartă un om neprihănit.
Că noi suntem neprihăniți până la un punct. Până la un punct. Dar când iubita lui logodnică e însărcinată și tu știi că nu cu tine, s-o cam terminat cu neprihănirea. S-o cam terminat cu o pocăință blajână. S-o cam terminat. De acum intru eu pe fir. Nu, nu. Neprihănirea merge mai departe. Amin, fraților? Merge mai departe. Și Iosif, când a văzut că Maria e însărcinată și știa că nu cu el și nici nu bănuia că e de la Duhul Sfânt, n-a zis, conform învățăturii vremii, dacă o fată fecioară curvia în casa tatălui, logodnicul aducea în fața casei tatălui și primul care arunca cu piatra era el. Era o formă de răzbunare pe care el o putea avea. Putea alege asta. Dar Iosif s-a gândit să o lase pe... Adică evreii să spună, băi, fata asta e însărcinată, era un băiat pe aici care se învârdea pe numele Iosif, blajând, liniștit, așa, a dispărut de pe radar, măi, ce-a făcut asta pe aici? Nu acuză, nu el, nu-i celălalt, s-a gândit să o lase pe ascuns. Și pe când se gândea el să iasă din ecuație cât de cât onorabil, îngerul, parcă cu întârziere, apare la el și spune, Iosife, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă ta, că ceea ce s-a zămislit în ea nu-i de la vreun om, ci este de la Duhul Sfânt. Câtă ușurare pentru tânărul acesta, dându-și seama că profeția pe care o așteptau evreii de milenii se împlinește tocmai prin scumpa lui logodnică. Și din momentul acela, Iosif a luat-o la el. Dar n-a cunoscut-o, spune Scriptura, până n-a născut întâiul ei născut. Ca să ne învețe și pe noi, bărbații, că neprihănirea merge și peste situații mai dificile. Merge și peste situații pe care le putem spune, băi, nu putem răbda așa ceva. Ba da, trebuie să fii neprihănit până la capăt. Doamne ajută! Cât îți ia ca să fii disponibil să asculți ceea ce îți vorbește Dumnezeu? Ești disponibil să asculți imediat? Pentru că ăștia sunt oamenii care schimbă istoria. Într-o zi Domnul Iisus Hristos a trecut pe la vamă. Nu știu câte birouri vamale, câți vameși erau acolo, dar Domnul Iisus s-a oprit în dreptul unuia, pe care îl numeam Biblia, l-a numit Matei, și a spus, vino după mine. Nu i-a promis nici pensie, nu i-a promis nici ani mulți, nu i-a promis nici confort, nici lux, ci doar i-a spus, vino după mine. Scriptura ne spune foarte simplu, Matei s-a ridicat și a mers după Domnul Iisus. Astăzi în toată lumea, cine vrea să citească Noul Testament, prima evanghelie pe care o citește, că Dumnezeu l-a onorat, este Evanghelia după Matei, omul care a lăsat totul și a mers după Iisus. Când? Când i s-a spus? Când i s-a spus? L-a onorat Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu onorează pe căutătorii și pe oamenii care sunt dispuși să asculte. Ne arată Sfânta Scriptură că Domnul Iisus trecea prin Ierusalim. Și un om care avea cam tot ce își dorea la momentul respectiv. Și din punctul nostru de vedere, eu nu știu de ce umbla pe drumuri. De ce? Pentru că spune Scriptura, era marele vameșilor și era foarte bogat. Este vorba de Zacheu. Și omul acesta a lăsat biroul vamal, a lăsat poziția lui și a auzit că Iisus trece prin cetatea lor. Și s-a dus să-l vadă. Când s-a dus să-l vadă, Iisus era înconjurat de o grămadă de oameni. Știți că de foarte multe ori prietenii noștri nu-l pot vedea pe Iisus din cauza noastră că îl îngrămădim tare mult? Că îl îngrăbim, stăm numai lângă el acolo și nu-l pot vedea. Câteodată el vrea să-l vadă pe Iisus din noi, dar noi arătăm școlile noastre, dar noi arătăm mașinile care le parcăm, noi le arătăm firmele noastre, noi arătăm o grămadă de lucruri și numai nu-l văd pe Iisus. Ne văd pe noi, dar pe Iisus nu-l văd. De foarte multe ori cam stăm în preajma lui Iisus și omul ăsta fiind mic de statură, mi-a fi țopăit el pe acolo să-l vadă, dar au văzut că nu vede, m-aș fi așteptat cu un oarecare orgoliu să spună, Dumnezeu e martor că am vrut, dar nu s-a putut. Ăsta nu se dau la o parte, n-au puțin bun simț să vadă că pentru prima dată aici să mă lasă și pe mine să mă duc până acolo. Nu. Omul ăsta s-a interesat pe ce drum trece Iisus. Că Iisus nu trece pe oriunde. Chiar dacă vrei duminica dimineața să-L iei pe Iisus cu tine, să te duci în piața de mașini, să cumperi o mașină ieftină și bună. Iisus trece prin adunare, slăvit să fie Domnul. Să nu te miri când duminica faci afaceri că este rău. Și mă ții mașina să strecă mai des. Să nu te miri. Iisus merge cu tine în orice altă zi. Dacă când se adună răscumpărații Domnului la închinare, Iisus în mijlocul adunării, lăudat să fie Domnul. De aceea s-a interesat pe ce drum trece Iisus. Și pe drumul ăla a alergat înainte și s-a urcat într-un dud. Imaginați-vă că nu se
nu se interesa pe unii trece Iisus, băi, lasă treacă Iisus pe undeva pe ulițele noastre, îi surca într-un copac, avea de ce așteptat acolo dacă Iisus n-avea itinerarul. De-aia el a interesat pe unde trece Iisus mâine seară, oare pe unde trece? Marți seara pe unde trece? Oare Iisus pe unde-i? Caută-i drumul și fixează-te acolo. Că atunci când omul acesta era în copac și nimeni nu-l mai putea efectiv împiedica să-l vadă pe Iisus din cauza faptul că era scund, spune Scriptura că tot cortegiul ăla s-a oprit. Și fără ca nimeni să facă prezentările, Domnul Iisus rostește niște cuvinte. Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să intru în casa ta. Pentru că tu ești un om care ești disponibil să faci totul imediat. Nu te-ai dus acasă liniștit, băi, am fost la evanghelizare, nu s-au făcut chemări, mi-a plăcut cum au cântat, e fain așa, mă mai duc, poate mai fi vreo. Nu, 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 pe mine mă interesează, nu vreau să plec fără Iisus, slăvit să fie Domnul. Chiar dacă asta înseamnă să mă umilez, să mă vadă careva într-un copac. Nu, vreau să plec cu Iisus. Și Zacheu nu-i spune, Doamne, eu am vrut numai să te văd. Am vrut numai să te văd. Tu mai ai vreo 11 ucenici, mai sunt câțiva de niște femei după tine. Dacă apă nevastă mea, că vine stăți la mine, doar am terminat-o, nu m-am și căutat nici eu acasă. Vă gândiți că Zacheu spune așa ceva? Nu. Zacheu l-a primit îndată cu bucurie și în casa aceea s-au rostit niște cuvinte. Astăzi a intrat ce? Mântuirea în casa aceasta. Că și el este un fiu al lui Avram. Dar știți că aici l-a ajutat și nevasta? N-avea teamă omul ăsta, de aceea, stimați frați, când e vorba de primire de oaspeți, când e vorba de lucrare, să pună și soțiile, că eu am întâlnit foarte multe soții, nu mi-aduci, mai ales pe neașteptate, nu mi-aduci oaspeți la casă. Ce să-i pregătesc, ochiuri? Mă fac de râd, dar ce, omul nu mănâncă ochiuri? Nu mănâncă mămăliguță? Nu mănâncă ce ai? Câteodată mă nimeresc la cineva și spune, frate, să spun drept, am nimerit la oameni de afaceri. Frate, să spun drept, am numai niște mămăliguțe cu niște scrob acolo, cu omletă. Bă, și eu nu vă cer să-mi dați mie ceva, ci mâncați, voi dați-mi și mie. Păi ia să mâncăm. Doamne ajută, ne-am rugat, am mâncat, ne-am săturat și țin minte și acum că au fost ospitalieri. Slăvit să fie Domnul! De ce? Pentru că mănânc ceea ce îți dă omul de acolo, că nu suntem cine știe ce. Ori dragostea lor și sinceritatea lor o trebuie de apreciat. De foarte multe ori lucrurile acestea nu se pot împlini. Sunt anumite persoane care spun, domnule, eu sunt disponibil, dar să ferească Dumnezeu să audă nevastă. Să ferească Dumnezeu, nu se poate. Abia mă suportă pe mine și pe copii. Deci pocăința trebuie îndeplinită, Doamne ajută și surorilor. Când Dumnezeu ne cheamă la pocăință, noi chiar trebuie să o trăim acum. De aceea e important. Primul lucru pe care l-am subliniat și atitudine este verifică tot ce auzi și tot ce vezi cu al Domnului cuvânt. A doua atitudine, fii gata să împlinești chiar dacă asta te costă. Chiar dacă asta, ca și în cazul Mariei, ca și în cazul lui Zacheu, te costă ceva. Fii gata să împlinești. A treia categorie de persoane și atitudini despre care doresc să le subliniez este celor ce se închină. Observ foarte mulți oameni și vreau să vă spun și dumneavoastră, care vin în casa Domnului, care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, care văd că Dumnezeu le cere să se smerească, să se pocăiască, să se împace și care iau botezul și intră în biserică. Un an, doi, trei sunt oameni ai rugăciunii, mari țara la rugăciune. Se numește că e la dragostea din tâi, îți pe fază, la repetiții, nu-mi dați voi să intru și eu în cor, vreau să cânt, n-am cine știe și voi și da mai performez, mai cu tare, e plin de râvnă. După un anumit timp, mai lejer cu rugăciunea. Mai lejer. Ajungem la un moment dat profesioniști. Mă uit câteodată așa când m-am chemat la vreo conferință sau la vreo convenție, ceva, observ că eu nu pot, mă mănâncă limba în domeniul ăsta, când cântă frații, cânt în față, cânt și eu cu ei, spun slăvit să fie Domnul, când cânt corul, trăiesc cântarea corului, sunt acolo. După ce ies eu să predic Evanghelia, ei și eu telefon, le fac selfie, ies pe afară și spun, băi, treceți înăuntru aici, treceți înăuntru. Cum am stat eu și v-am ascultat pe voi până acum, urmează momentul să mă ascultați și voi pe mine, Doamne ajută! Amin. Mai sunt frați și surori care, fiind duminică sau altă zi de lucru, v-aș ruga tare mult țineți cont de lucrul ăsta. Închinarea este un act special, un act special, în care poporul Domnului se adună. Închipuiți-vă dumneavoastră că în timpul închinării eu cu fratele vorbim ceva, voi toți vă rugați, cereți de la Domnul îndurare, eu cu fratele vorbim, râdem aici, cei care nu închid ochii sau se uită la noi, ce zic despre ei? Închinarea noastră. Ce zic? Bun, sunt alții care mufiază cabluri.
Că n-am avut timp până acum. Mufiază cablu, pun pe acolo, spune, cum merge, cum se aude la zonă? Aude bine, dă-i tare, cu tare. Toată lumea se roagă, ei se ocupați cu altceva în casa Domnului. Discută. V-aș ruga tare mult și v-aș spune, lucrul ăsta îl transmitem. Noi știm că Iisus Hristos este aici. Prietenii nu-L văd, dar ne văd pe noi și respect avem. Înțelegeți ideea? Prietenii nu-L văd, dar văd pe noi ce respect avem. De aceea v-aș ruga tare mult. Închinarea este un gest care se transmite. Sunt comunități întregi unde am fost, era evangelizare, vineți cu prietenii lor, de pe șantier, colegi, de șoferie, de muncă, de așa, și ăștia au intrat în adunare, băi, prietenii noștri s-au așezat pe un scaun, au început rugăciunea. Când au început rugăciunea, ăștia se uitau în dreapta și în stânga speriat, au zis, domnule, să-ți băi, stăți de comitet, domnule, eu mă la lucru, râd cu ei, ne împrumutăm, ne ajutăm, mâncăm de la unul, de la altul. Bă, dacă nu au început să se roage, mi-am dat seama că între ei este cineva pe care eu nu-l văd. Dar ei respectă grozav de mult, stau în prezența lui și îl laudă. Transmitem starea asta? Că închinarea asta? Magii au văzut în constelația lui Israel o stea specială, cum v-am vorbit în debutul mesajului meu. Nu este la stea unui muritor de rând, era un stea unui împărat care se năștea, unic în istoria constelațiilor stelare și unic în istoria omenirii. Și oamenii aceștia n-au spus, facem aici un altar, că doar fiecare avem treaba noastră, avem lucrurile noastre, facem aici un altar, ne închinăm, aducem ceva jertfe și să fie sănătos împăratul unde o fi. Nu, nu, nu. Dacă s-a născut un împărat, noi trebuie să mergem la el, să ne închinăm lui. Nu știu cât a durat să se pregătească de călătorie. Nu știu cât și-a pus lucrurile rânduială. Cert este că la un moment dat s-a urcat pe cămile, pe ce aveau la vremea respectivă, și au plecat într-o călătorie lungă din răsărit ca să ajungă la împăratul de curând născut. Au ajuns la porțile împăratului Irod, au pus întrebarea aceea bulversantă, apoi au ieșit să meargă spre Betleem și steaua a început să-i călăuzească până deasupra locului în care a intrat Iisus. Au intrat în casă, s-au închinat, au adus din visteriile lor, după care înștiințați de Domnul prin vis, nu s-au mai întors pe la Irod, ci au plecat acasă pe un alt drum. Irod i-a așteptat o bucată și când a văzut că ăștia nu vin, a dat poruncă oștilor sale să meargă în Betleem și să omoare toți pruncii de la cât? 2 ani în jos de parte bărbătească. De ce 2 și nu 5? Că de la, că îi dădea de la 5 ani, prindea mai mulți. De ce 2? Dați-mi voie să vă citez, nu mai deschid, potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. Frații mei, să mergi să te închini unui prunc aproape 2 ani de zile? Să faci călătoria asta? Că ea aflase de la magi când s-a născut, când s-a arătat steaua și cam cât ar fi avut pruncul ca să-l poată prinde în zona respectivă. Să călătorești, să lești tu afacerea? Să lești tu familia, dacă au avut familie, să lești toate celelalte, numai să mergi să te închini, dar oare să merită? Oare să merită așa? Avem frați printre noi care cred că sunt colegi cu magii, vin odată la 2 ani. Ei vin din răsărit, e adevărat. Dar toți ceilalți ar trebui să ne gândim că locuim puțin mai aproape. Ar trebui să ne gândim că totuși Dumnezeu ne așteaptă. De aceea timpul este o componentă a închinării. De aceea timpul este o componentă. Închinarea începe în primul rând cu timp. Cu timp. Nu o să ai o închinare de calitate dacă tu vii numai așa la plesneală, de pe drum cu tare, vii obosit. Nu ești obosit la meci, nu ești obosit când îți mergi la muncă, dar la adunare ești obosit. Fă-ți timp să fii disciplinat în domeniul ăsta. Fă-ți timp să vii din timp. Fă-ți timp să fii în adunare. Fă-ți timp sâmbătă seara să te culci mai devreme, ca duminica dimineață împreună cu copiii, să fii pregătit să vii la adunare. Cât discuții este pe treaba aceasta, mai ales în familie, așa, când seara, sâmbătă, seara discutăm cu toți prietenii de diferite lucruri, ne sculăm duminică dimineața așa la o... Hai mai treziți că iar trebuie să plecăm la adunare, când ne așteaptă, când trebuie frață să uite că tot venim, oamenii de ordine, băi, iar ai întârziat, iar așa, când se încalță aia mici, când tu te grăbești, ai văzut că ea totdeauna stângă pe dreptul? Totdeauna și ia hainele așa cum nașturii mai sus. Totdeauna, băi, iar așa, să scoți doamna de la, din fața oglinzii, iar trebuie un trailer ceva, stragă de acolo. Fetele, dacă ai și ele, și ele pe urma doamnei. Să câte nu se de acolo. Bine, în sfârșit, reușești să îi îmbarci.
reușești să-i îmbași pe drum, iar întârziem, bombăneală cu tare și așa mai departe. Și copiii toți păstrează liniște în mașină pentru că mergem spre adunare. Tata bombănește până acolo, vorbește în continuu, intrăm în adunare cu zâmbitul ăla așa care ne-l pune. Păi așa, domnule, fraților, noi am venit la închinare, ne pregătim de mult, chiar așa ne bucurăm de tare. Bine, începe slujba, derulează, după ce se încheie slujba, surcă toți copiii în mașină, tata e altfel. Copiii, slăviți să fie Domnul, s-a încheiat slujba. Mergem la un McDonald's, mergem cu tare și copilul interpretează. Lui tata mai degrabă îi place să plece de la adunare decât la. Și asta o transmitem constant. Păi, dar de ce nu-i mai place copilului meu? Uite, are 17 ani, nu prea îi mai place. Dar nu i-ai transmis în fiecare duminică, îi mai fain să te duci, adică să vii? Frații mei, fiți foarte atenți. Nu trebuie traducere. El știe, citește, interpretează corect ceea ce faci tu. Închinarea presupune disciplină, presupune timp deoparte pentru lucrul acesta. În comunitatea noastră am observat și l-am spus la frați cu ani în urmă lucrul ăsta, am spus, măi, oameni buni, observ că toți venim din problemele noastre. Unii vin de pe camion, alții vin de pe șantier, alții vin din grădină, de la legume, și așa, alții vin de la creșterea copiilor. Venim în adunare de pe drumurile noastre, cu ideile noastre, ne așezăm pe un scaun și dintr-o dată, frate, fraților, Duhul Sfânt aici, să ne bucurăm în Duhul Sfânt. Noi ca niște mașini cu motoarele reci, începem, vum, 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 mai vine cineva, fraților, Dumnezeu aici, sunt trei puncte, uite, înțelepciunea, cunoștința, așa, noi mai tare, slăvit, după ce trece o oră, așa, parcă suntem gata la Formula 1, să plecăm, numai că stați puțin, că a venit fratele Vizil, trebuie să predice. Mașinile tot s-au oprit, motoarele, și am constatat că nu avem puterea aceea în rugăciune. Și a zis, fraților, nu-i corect. Noi trebuie să avem un timp de ambianță, când lăsăm deoparte toate lucrurile și de la fără 20, de la jumate, încep frații să cânte în adunare. Și toți care vin, ne cuplăm cu ei la cântare. Ne cuplăm la cântare. Când termin, mai se ridică un frate bătrân. Dați-vă voi, știți, un psalm, facem o rugăciune. Toată lumea la rugăciune. După aia eu ia și știți, când am început la fix rugăciunea, plecăm ca mașini la Formula 1, așa, și țin câte 20 minute, jumătate de oră, ține o rugăciune. Nu ne miră că sunt vindecări. Nu ne miră că sunt descoperiri. Pentru că noi ne-am cuplat deja la atmosfera cerului. Dar asta înseamnă timp. Timp. Nu vă uitați câteodată să termină slujba și ai mei vrea să stai și ai mei vrea, dar trebuie să mergi acasă, asta e situația, există o anumită breșă când poți să faci lucrurile astea. Nu le poți tot timpul. Ori bisericile disciplinate și oamenii disciplinați spun, pentru asta îmi fac timp. Pentru asta îmi fac timp. Vin mai devreme la biserică, mă închin Domnului, eu știu că problemele mă așteaptă la ușă, nu-mi plătește nimeni datoriile, știu că trebuie să mă duc, dar până acolo vreau să iau legătura cu cel ce binecuvintează, protejează, toarnă har și în timpul ăsta vreau să văd puterea Domnului. Amin. Și vine Duhul Sfânt peste tine și îți dă putere și când ai ieșit afară, ești deja ca biruitor, lăudat să fie Domnul. Nu o târă e așa, când am fost tânăr jucam fotbal și când o echipă era mai bună ca noi, și vedeam că dacă nu sunteți haideți ăștia, ne bat la scor de Maidan, de 10 la 0 și noi singurul care mai strigam, hai egalarea, tot mai făceam la momentul respectiv, la situațiile respective. Când vedeam că ăștia sunt mai buni ca noi și am făcut un 1-1 din greșeală, mai luam și trăgeam din timp așa, pas la unul, la altul, când ei veneau pe noi, out, după aia stăteam așa și spuneam, băi, dar voi nu jucați fotbal. Nu, trăgeam din timp așa. Câteodată văd așa că venim la adunare și e aici adunare, se cântă, dar nu cântăm. Cântă ăștia din frață, că tot de asta au făcut repetiți. Cântă corul, cântă fain, grozav. A, să-i să cânte, dacă nu, s-o pregătit, să cânte. Predică fratele ăsta, Domnul să-l binecuvinteze. E bine convenit, bine că se duce, mărit să fie Domnul. Merge mai departe. Și tot trecut, numai vine fratele păstor și spune, fraților, slujba din seara aceasta s-a încheiat. Cu harul și pacea Domnului, adunare este, toți se înseninează așa. E cuvântul magic, fain tare, plecăm acasă. Fraților, e normal? Scuzați-vă, e normal? Am întâlnit comunități care când se cântă, cântă, domne, cântă. Îmi spuneau frații care merg la Chinej că trebuie să ții slujbi în continuu, biserica subterană, tot. O să că ăia cântă acolo, dar nu-i interesează. Cântă atât de fals cât îți zgâre pe urechi. Dar pe el deși nu-i interesează. El laudă pe Domnul, nu pe tine. Dar cântă, de numai. După o oră când el cântă și tu predici, pleacă, vin alții. Iară din nou cântă, fiecare pe limba lui, pe stilul lui. Cântă și predici. Vin alții, faci câte 8 slujbe, 8 ore continuu trebuie să predici. Tot vin și tot se duc. Pentru că ei n-au timp să facă repetiții, să iasă armonie. Ei cântă așa cum cântă. Frații mei,
Nu-i de mirare că biserica în China, Partidul Comunist, e speriat că e depășit de biserica creștină. De ce? Pentru că ăia pun deoparte timp și când fac o slujbă, o fac. Ce-ar fi să noi să ne propunem? Băi, dacă tot fac un duș, tot mă schimb de salopete, tot merg la biserică, merg mai repede. Când e cântare, cântare, când e rugăciune, mi-l alți mâinile, când e cuvânt, spun slăvit să fie Domnul când se aude, când e... Știi că la un moment dat atmosfera asta te cuprinde? Știi că la un moment dat, dintr-o dată, îți dai seama că ești acolo părtaș la Harul lui Dumnezeu? Pentru că acum vine al doilea aspect al închinării, darurile. Spune că magii și-au luat câteva daruri care să le aducă pruncului și împăratului. Și-au luat aur, smirnă și tămâie. Iubiții mei, smirna pe vremea aceea era de 3 ori mai scumpă ca aurul. Aurul, smirna și tămâia nu găsit-o prin copaci sau pe sub pietre. Ei mergeau să închine pruncului, băi, sub un copac, sub un copac este niște tămâie. Hai să o luăm, poate trebuie. Au mai mers o bucată, au găsit sub o piatră niște aur. Hai să o luăm și pe asta, că cine știe, poate trebuie. Nu, nu, nu. Ei și le-au luat de acasă. Știți că marele probleme a închinării creștine din ziua de astăzi este că venim înaintea Domnului să luăm, nu să dăm? Venim să consumăm. Efectiv, ne așezăm pe scaun și cântă corul. Frumos. Omul special și acum răsună ultima cântare, cât de frumoasă a fost. Dar noi ne-am comportat ca și cum am plătit bilet și ei nu s-au ridicat la prețul biletului. Mai trebuie repetiții, frații mei, la cât am plătit noi? Și de multe ori avem așa o figură acră față de cântare, față de poezie, față de slujbă. E greu să cânți la un instrument. Dar efectiv nu avem nimic dispus în domeniul ăsta. Observ comunități care spun așa, domnule, nu mă interesează pe cine o invita, frate. Vine domnul profesor să cânte cu familia, cu copiii. Eu sunt pregătit să spun domnul să-l binecuvinteze. Că copiii ăia se ridică sau au o emoție, că corul se ridică, am văzut toți dirijori dirijau corul și au rămas mai cu mâinile sus, că corul, mai ales la negativ, nu țin pasul, nu pot ține pasul. Și rămâne dirijorul singur care spune, vorbim noi la repetiții. Dar nu-i problema de asta, nu-i problema de asta. Problema este că în situația respectivă, biserica e pregătită, băi, și dacă termină cântarea, îi spun Domnul să-i binecuvinteze, și dacă nu o termină, Domnul să-i binecuvinteze. În comunitatea noastră le-am spus, frații mei, ăștia-s darurile noastre. Trebuie să venim de acasă cu el. Să presupunem cu corul terminat o cântare. Cum spunem? A început adunarea. Domnul să vedem fiecare pe tempo. Nu merge așa. Trebuie să fim disciplinați. O terminat cântarea corului. Știți cum se rostește acum toată adunarea? Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Știi că repetând așa vin prieteni și la urmă știi, băi, chiar mi-e fain așa. Domnul să mă binecuvinteze, să te binecuvinteze. Dă mâna unii cu ceilalți. Pentru că timpul ăsta e un lucru în care vin să-mi aduc darul meu în primul rând. Nu să iau. Se vorbește aici și dacă eu vă prezint dumneavoastră ce studii am, ce pregătiri am, pe unde am mai fost, cu cine mă cunosc, eu nu mă stăcesc din gură. Dacă îmi spun, lăudat să fie Domnul Iisus Hristos, oriunde ești, să aude aminul tău. Doamne ajută! Fii disponibil! E un moment când creezi o breșă ca tu cu bagajul de daruri pe care le-ai adus de acasă să depui acolo, că îi spui slava lui Iisus Hristos. E darul tău, tu trebuie să-l aduci acolo. Caută momentul acela. Știți că comunitățile noastre prind harul ăsta în momentul închinării? Când aduc credința lor care e mai scumpă decât aurul, când aduc tămâia lor, închinarea lor, când aduc smirna lor, mijlocirea lor înaintea Domnului și le aduc în prezența lui Dumnezeu. E foarte elocvent lucrul acesta al darurilor pe care trebuie să le dăm Domnului. Caută să le dăruiești Domnului, caută să vii cu ele de acasă, caută să aduci poporului Dumnezeu ceva. Ai o față senină pentru cel de lângă tine. Am întâlnit situații și la dumneavoastră am văzut lucrul ăsta, frați scumpi care fac de ordine. Felul cum ei primesc oamenii, știți că au impactul major? Au impactul major. S-ar putea niciodată omul ăla să nu se întâlnească direct cu păstorul. Dar mă vede pe cineva la ordine care zâmbește, spune, bine ați venit, unii vă pot oferi un loc, uite avem aici, avem acolo, dacă nu vă facem un loc special, dar noi suntem onorați că ați venit la noi aici, unde să vă ofer locul? Ăla stă și se gândește, păi, dar eu am mai fost printr-o parte, nu mă băga nimeni în seamă dacă a fost loc, parcă erau prins de hol șuruburi de scaune, nu se ridica unul efectiv acolo. Păi ăsta mi oferă locul la un moment dat extraordinar. Vă simțiți bine aici, e confortabil, mai doriți ceva? Pentru că omul a venit, puteți stai acasă. A venit cu noi aici. Știți că omul ăla pleacă de la biserică, nu ține minte cântarea acolo, fo fain, dar ce-o predica vizil neagul, știu, habar n-am, nici nu știu nici ala, nu-i problemă. Dar eu vreau să mai vin, că este acolo niște oameni care știu să zâmbească, să mă primească.
O slujbă făcută bine. O slujbă care are rezultat. E darul lui pe care îl poate face omul respectiv. Bun, să așează lângă tine. Să așează lângă tine un cineva, un străin, un copil al unui frate. Ai știu cum ai fugit de acasă cu tare. Te așezi acolo așa, îți iei și Biblia așa, ca să vadă cine ești tu. Te uiți așa, dă-i mai mâna la omul ăla, mă bucur că ești împreună cu noi. Mă bucur, e o bucurie pentru noi. Probabil și tatăl tău se bucură, să știi că continuăm să ne rugăm pentru tine. Dar e greu să spui asta, este un dar să-ți deschizi gura, să spui așa ceva. Imaginați-vă acum că toată biserica Emanuel vine cu daruri de genul ăsta. Știi că ți-i mai mare dragul să vii la o asemenea adunare? Știi că e mai mare dragul să vii, să plângi cu cine plânge, să te bucuri cu cine se bucură, să auzi că cineva se căsătorește, să-l cauți prin mulțimii, să-l feliciți, să-i spui Dumnezeu să-ți dăruiască har, putere și binecuvântare. Să auzi pe cineva că soția e plecată la naștere, să spui, ne rugăm Domnul să dea binecuvântare, să lasă sănătate și peste mamă și peste prunc și tărie peste tine. Dintr-o dată în comunitatea aceea îți strângi darurile din timp și spui, merg într-un loc în care mă închin Domnul Iisus cu frații mei. Pentru că asta e închinarea, frații mei. Doamne ajută! Magii au știut să se închine în primul rând. În primul rând cu timpul lor, în al doilea rând cu darurile lor și ultimul lucru cu atitudinea lor, pe care am atins-o puțin. Spune Sfânta Scriptură că atunci când magii au intrat în casă, pruncul avea, după constatările care am făcut mai târziu de, și le-a făcut și Irod, avea aproape 2 ani de zile. Era pruncul cu mama lui. Permiteți-mi ideea, pruncul nici nu s-a uitat la ei. Nici nu s-a uitat la ei. Ăștia intră în casă cu darurile și dacă era în fața lor un băiat de 25 de ani sau unul de 35 de ani, băi, contează dacă îți scoți pălăria sau nu. Contează dacă te pui într-un genunchi sau în amândoi genunchi. Că la observă, interpretează. Dă un copil de 2 ani, poate vedea ce gesturi faci tu grozave acolo. Ca atare spui, Doamna Maria, am venit din răsărit să-l vedem pe micuțul, ne bucurăm așa. Vezi ăla care are tămâie, și e mai ieftină, dați-i puțin de tămâie, că nu, poate are nevoie, doamna, și așa mai departe, iar noi îi salutăm din mers, vă dorim sănătate tuturor și am plecat mai departe. Nu. Ci oamenii ăștia când intră în casă, spune Scriptura, nu că ridică pălăria, nu că se pun în genunchi, se aruncă cu fața la pământ, un prunc de 2 ani de zile. După aceea deschid visteriile și aurul, smirna și tămâia le dau Mariei și pruncului. Iubiții mei, noi între noi nu avem un prunc de 2 ani de zile. Nu avem unul care stă pe cruci strigând Eli, Eli, lama sabactane. Ci între noi totdeauna vine Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Cum e închinarea noastră? Când El între noi și noi ne rugăm Lui și ne uităm prin adunare numai. Din ce am văzut eu, aveți camere de filmat, nu mai trebuie un plus. V-aș ruga tare mult, nu mai filmați așa, să vă dați cine a mai venit. Se termină rugăciunea, ai timp să vezi. Dar închinarea trebuie să fie închinare, frații mei. Reverența aceea, teama aceea sfântă trebuie să transpire, pentru că e un moment în care îl cinstim pe Hristos în mijlocul nostru. Numele Lui să fie binecuvântat. Iubiții mei, prima atitudine pe care o așteaptă Domnul de la cei pe care îi va lua în lumea nouă sunt acelor ce verifică tot ce aud și tot ce văd cu al Domnului cuvânt. Apoi, dacă ai verificat și Dumnezeu îți cere ceva, fii disponibil să asculți imediat. Mă aștept ca în seara aceasta în frunte cu mine să ne pocăim. Doamne ajută! Apoi, continuă să te închini înaintea Domnului. Te cheamă Dumnezeu la închinare. Fă din închinarea ta și a celorlalți o sursă de bucurie. Fă să-ți fie drag și ție și copiilor tăi. Pentru că vii la închinare, e ceva viu, e ceva grozav, e ceva deosebit în care darurile tale sunt aduse înaintea Domnului. Și ultimul aspect al oamenilor sunt cei care îl așteaptă pe Domnul slujind înaintea Lui. Ne spune Sfânta Scriptură că în vremea aceea la Ierusalim mai era cineva. În timp ce era adus pruncul la templu ca să fie tăiat împrejur, în timpul acela preoți își vedeau de treaba lor. Leviții își vedeau de cântările și de organizarea lor. Locuitorii Ierusalimului își vedeau de programul lor zilnic. Dar erau acolo doi oameni care știau că se apropie un moment deosebit. Era vorba de Simeon și de Ana, fata lui Fanuel. Pentru ei ziua aceea n-a fost o surpriză. Nu, ei știau că se apropie ziua aceea. Și ascultați ce spune Sfânta Scriptură în Luca capitolul 2 cu versetul 25. Începând: și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu.
El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl științase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei. Băi, stai puțin, băi, Simeon, că tu ai văzut un copilaj mic care l-ai luat în brațe, băi. Ce poate fi mai vulnerabil ca un copilaj? Nu se poate apăra. Îl urmărește cineva, nu poate fugi. Trebuie să-i dai de mâncare. Nu, nu, nu. Astăzi eu am văzut mântuirea lui Israel. Slobozește-mă în pace pentru că m-a mânat Duhul Sfânt. Tu vei ști să-ți duci mai departe lucrarea, indiferent cine va fi împotriva lui. El este împăratul care trebuia să vină. Slăvit să fie Domnul! Iubitul meu, zilele acestea tot se pun întrebări. Duhul Sfânt te înștiințează? De aceea s-a dus Iisus la Tatăl să ne trimită nu un înger să ne călăuzească, nu pe Mihail, arhanghelul, să ne călăuzească, ci a treia persoană din Dumnezeu vine în viața credinciosului să-l călăuzească în tot adevărul. De aceea aveți stăruință pentru Duhul Sfânt. De aceea stăm înaintea Domnului. Pentru că Duhul, dincolo de știri, dincolo de manipulare, dincolo de fake news-uri, dincolo de toate astea, Duhul Sfânt vine să-ți arate adevărul și să-ți spune: se apropie ziua când se apropie Iisus să-i ia pe cei răscumpărați, să-i ducă în cerul nou și în pământul nou. Și vezi că oamenii ăștia lasă mai ușor cu afacerile, oamenii ăștia dintr-o dată nu-și mai găsesc plăcere în bunuri, întreabă când mai este stăruință, când mai este rugăciune, mai vizitează văduvile, mai vizitează orfanii, că ziua se apropie, slăvit să fie Domnul. Ne spune Sfânta Scriptură de un alt caz, tot în perioada respectivă, versetul 36 din capitolul 2, Luca: mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei, rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. A venit și ea în același ceas și s-a întâlnit cu Mântuitorul lumii. Ea, frații mei, n-a fost călăuzită să vină de acasă, ca Simeon. Ea nu se depărta de templu știind că mântuirea va apărea. Avea 84 de ani și în loc să spună: Domnule, nu mai pot fi pe linia întâi, dar pot să slujesc Domnului cu post și... Postul și rugăciunea e o slujbă, e o slujbă, ai nepoți, nu sta atât de mult la știri, nu sta atât de mult pe canalele de WhatsApp, stai și fă slujbă, poate nu mai poți predica cum predicai altădată, poate nu mai ții minte, dar ții minte numele nepoților, dar ții minte numele cumnaților, dar ții minte numele fraților, fă slujbă înaintea Domnului și adu-i înaintea lui Dumnezeu, nu te depărta de casa Domnului. Croiește cărări drepte până la capăt. Doamne ajută! Ăștia sunt oamenii care așteaptă slujind pe Domnul. Sunt oamenii ca care Dumnezeu el le descoperă prin Duhul lăuntric că vine momentul, ei simt lucrul acesta. Și oamenii aceștia spun și celor din jur: este vremea, este timpul, trâmbițele lui Dumnezeu încep să sune, pământul se pregătește de pedeapsa Domnului. Însă înainte ca orice împărăție să pornească împotriva altor împărății, sunt retrași de acolo toți ambasadorii. Toți cei care cred în Iisus Hristos sunt ambasadorii împărăției lui Dumnezeu în lumea aceasta. Când va începe războiul și mânia Domnului, va veni cu plăgi, cu pedepse pe pământul acesta, care a ucis atâția oameni și atâți martiri, Dumnezeu își va lua ambasadorii înapoi. Lucrul acesta se numește răpirea bisericii. Oamenii încep să simtă, oamenii încep să vadă, sunt oameni între noi care spun: se apropie momentul, știm că vine ceva, nu știm exact ce, dar din nou Domnul spune că se apropie momentul. Aleluia. Nu de mult ascultam pe cineva care spunea că a avut o viziune din partea Domnului și a fost luat și dus în împărăția lui Dumnezeu. Și acolo în împărăția lui Dumnezeu a văzut forfotă mare printre toți îngerii, printre toate domniile și stăpânirile care erau acolo, peste toate autoritățile. Și a întrebat: da, ce-i? Și cineva le-a spus: forfota aceasta a mai fost odată, când acum aproape 2000 de ani, cel deopotrivă cu Tatăl, Fiul lui Dumnezeu, a lăsat gloria,
a lăsat slava, a lăsat măreția și s-a coborât într-un chip de om, fiind un micuț bebelaș, născându-se prin Fecioara Maria. Și toți ne întrebam, ce este asta? A fost înțelepciunea lui Dumnezeu, că făcându-se om, dormind ca și ei, suferind ca și ei, răbdând ca și ei, mâncând ca și ei, luând chipul lor, acum au pe cineva la dreapta care seamănă cu ei, care înțelege pe ei și care are acum pe pământ o biserică pe care vrea să o ia. Forfota asta este, pentru că după 2000 de ani El și-a pregătit biserica, numărul de plin a credincioșilor se împlinește, se pregătește să se ducă să-și ia mireasa. Iubiții mei, Domnul vrea să vină. Ești în poporul lui Dumnezeu? Revin cu gândul pe care îl spunea Petru. Lucrurile de acum se vor strica. Vei pierde tot ce ai avut până acum. Toate valoarele tale. Există o altă împărăție. O împărăție a gloriei, a slavei, unde Hristos ne-a pregătit niște locuri care nu sunt făcute de mână omenească, spunea El în 2 Corinteni. Între împărăția care va pieri, va dispare, și împărăția care va veni, autorul și apostolul spunea, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi ca să vă calificați? Oameni care verifică tot ce aud și tot ce văd cu etalonul, cu manualul, cu scriptura, apoi când au văzut lucrul ăsta, ei se pocăiesc la o seară de genul ăsta. Pocăința e trăirea continuă. Încă ne mai enervăm, încă nu ne mai ținem de cuvânt și seara asta să ne ajute Domnul să ne pocăim, frații mei. Pentru că pocăința e valabilă, nu e o dată în viață. Continu, noi venim să ne mai pocăim. Dacă ajută Domnul să venim mâine seară, venim din nou să ne pocăim toți. Doamne ajută! Apoi oamenii aceștia continuă să se închine. Vin cu darurile lor, e o plăcere să vii cu ei. Pentru că Hristos e în mijlocul lor și ei îl onorează. Și apoi oamenii aceștia, oriunde sunt, continuă să aștepte mântuirea lui Israel. Nu un prunc care va veni, ci unul care este rege al regilor și împărat al împăraților. Va veni să ia pe toți cei răscumpărați, să ne ajute Domnul, să ne calificăm pentru împărăția Lui. Amin.